Bună ziua! Cum să-l văd? O să fie un meci important. Noi l-am pregătit foarte bine cu antrenorul nostru și am încredere în echipa noastră. Atâta. Știu că atmosfera la București e foarte, foarte frumoasă. Verișorul meu mi-a trimis foarte mult video pe YouTube și mi-a arătat galeria. A să fie un stimul, un plus și de pentru noi jucători. Nu, pentru e frumos. Nu, și noi jucători, când vezi stadionul așa plin, e frumos să joci. Pe cine e presiunea mare? Pe Rapid, care trebuie să iasă de pe locul 5 și să ajungă acolo în primele 3, sau pe voi să ajungeți pe primul loc? Da, nu e vorba de presiune. Noi ne gândim la noi și gata. Cum am spus mai interviul mai înainte, noi ne gândim meci de meci. Dacă e contra Rapid sau contra Steaua sau contra ultimul clasament, nu ne interesează. Ești mulțumit de cum arată echipa după 8 meciuri? Da, sunt foarte mulțumit, dar încă nu e nimic. Trebuie să continuăm să muncim și calea asta. Știi pe domnul Belvodi din Italia? Nu cred că ai lucrat cu el, dar... Nu, nu, sincer, nu-l cunosc personal. Știu că de mulți ani în România, știu că vorbește și românește. Da, gândul sincer la antrenorul meu și la echipa mea. Totuși, cine poate să facă diferența de la Rapid? Ce jucător poate să facă diferența? Da, eu cred... Cine este cel mai periculos jucător de la Rapid în momentul de față? Galeria, periculoasă. Și cred toți jucători. Toți jucătorii sunt foarte, foarte buni. Nu știu, toți 20 care sunt, 25, sunt toți jucători foarte buni. Am văzut că au plecat atacantul lor care jucă așa aici. Da, eu am gândul la echipa mea, cum ți-am spus, și eu cred că să facem un meci foarte bun. Să nu greșim atingimentul aia, atitudinea aia, contează capul. Mă gândesc că vă gândiți și la o posibilă obiectivă ar fi și să urcați pe primul loc, nu? Mai ales acum FCSB s-a întâmplat, nu așa? Da, noi nu ne gândim la primul loc, noi ne gândim să facem un meci la top, să facem tot ce am făcut toată săptămâna, cum ne-am antrenat și să luăm 3 puncte. Asta e obiectivul nostru. Cum am spus, mentalitatea noastră, echipei noastre e asta, să câștigăm. Cum te simți la CFR? Joci de ce în ce mai mult? Eu mă simt foarte bine, stau foarte bine aici în oraș. Obiectivul meu să fiu disponibil pentru antrenor și pentru echipă. Asta contează. Echipa națională, știu că te-a mai întrebat acest lucru, totuși revin cu întrebarea. Echipa națională rămâne un obiectiv pentru tine? Acum obiectivul meu e luni să câștigăm. Apoi să ne vedem în octombrie dacă a se întâmplat ceva. Care ar fi principalele contracandidate la tine? Din ce ai văzut? Eu zic întotdeauna să ne uităm la urmă. Cai câștigători să ne uite la urmă. Nu știu acum, o să spun orice echipă, dar e lung campionat. Foarte lung. Dar Rapidul este una dintre echipele care... Bineînțeles, echipă. Da, echipă foarte bună. Da, da, cu tot respectul, după mine, da, Rapid e echipă foarte bună și a să ajungă acolo unde trebuie. Va fi greu fără domnul Mandolini pe bancă? Bine. Cel mai probabil va sta în tribună, undeva departe de voi. Bineînțeles, bine, suntem obișnuiți cu antrenorul care tot ne urlă în spate, dar nu, fără glume. Nu, e important să-l avem antrenor, dar știm ce trebuie să facem și fără antrenor și dacă nu e acolo pe bancă, știm că avem presiunea lui, la fel. Nu o să încerc să comentez arbitrajele de până acum, dar tu, sau personal, ai simțit că au fost greșeli? Da, eu din noroc nu sunt arbitru, nu e meseria mea. Doamne ajută să fie... Da, nu mă interesează, sincer, pentru că eu sunt fotbalist și trebuie să mă gândesc să joc fotbal. Doamne ajută să fie un arbitraj corect și să nu se uite la celelalte meciuri care au fost și să fie corect. Asta contează. Fotbalul românesc, cum ți se pare acum că ai apucat să joci ceva meciuri? Ai văzut și partidele echipei naționale? E bine, la televizor te se pare mai ușor așa, dacă în joci în teren e foarte greu, foarte multe echipe bune, organizate, sunt foarte mândru să fiu aici la CFR pentru că e echipă
puternică, mare și, și sper să continuăm pe calea asta. Și cum am spus, alelante echipe sunt foarte, foarte puternice. Nu există un meci ușor, asta vreau să zic. Ok, mulțumim! Vă cu drag!